Ronaldo, un nume sinonim cu fotbalul pe care foarte mulți fotbaliști îl poartă. Atât de mulți încât astăzi am reușit să alcătuiesc o echipă cu 11 jucători care au numele de Ronaldo sau o variație a acestui nume. Și începem, în primul rând, cu portarul, unde avem un jucător pe care sigur n-o să-l cunoașteți, pentru că nici măcar eu nu știam, acest Ronaldo Giovanelli, un portar brazilian care s-a retras și este în acest moment cântăreț și prezentatorul de la Kiss FM Brazilia. Acest portar a jucat în mare parte în Liga Braziliană pentru echipe ca Corinthians și apoi a fost și în Portugalia. Din ce am citit, a început cariera ca și atacant, cum altfel cred că și-au început-o toți fotbaliștii brazilieni, și cumva a ajuns portar. Ne ajută în acest episod pentru că nu am mai găsit niciun alt portar care să aibă numele de Ronaldo. Continuăm cu un alt fotbalist pe care probabil nu o să-l cunoașteți, din nou, nici eu nu știam, Fabio Ronaldo, un fotbalist care este în FC24, nu l-am creat eu sau ceva, are 22 de ani, este portughez și a făcut junioratul la Sporting Lisabona și acum este legitimat la Rio Ave. Nu știu dacă are potențial, dacă este bun în viața reală, dar atât timp cât are numele de Ronaldo, este bun pentru echipa asta, mai ales că nu sunt foarte mulți jucători defensivi. Continuăm cu jucătorii defensivi, cu fundașul central pe care l-am creat și acesta este Ronaldo Aparecido Rodriguez, un fotbalist cunoscut ca și Naldo, care este din nou brazilian, nu mai joacă în acest moment și și-a petrecut majoritatea carierei în Germania la Schalke 04 și i-am dat un overall de 86 pentru că acesta a fost cel mai mare overall pe care l-a primit. Culmea, nu când juca la Schalke, când juca la AS Monaco în Franța. Este un fotbalist pe care de-a lungul anilor l-am tot văzut acolo pe FIFA cu Team of the Season, cu carduri speciale și l-am băgat aici în echipă pentru că aveam mare nevoie de un fundaș central. Continuăm cu celălalt fundaș central al echipei care are o variație a numelui de Ronaldo și anume Ronald Koeman. Este destul de aproape de Ronaldo, așa că am zis să-l folosim pe Ronald Koeman, o legendă, un icon deja în FC24, deja de mulți ani. Este, cred că din 2019 în FC24 ca și icon. Olandezul a jucat la Barcelona, cred că a jucat și la Ajax, are un șut puternic și cam asta știu eu despre el. Și continuăm cu un alt fotbalist care poartă prenumele de Ronald și anume Araujo. Din nou joacă la Barcelona și din nou este un fundaș central, dar poate juca și dreapta, așa că noi să-l jucăm dreapta pentru că nu am mai găsit alt fundaș dreapta pentru această echipă. Ronald Araujo, un fundaș bun și dacă mă uit un pic așa la el, nu seamănă deloc cu celălalt Ronald din această echipă și este timpul să mergem spre linia mediană și vom începe cu cei doi mijlocași centrali pentru că această formație este un 4-4-2 și l-avem așa. Primul mijlocaș central este, bineînțeles, Ronaldo Deaconu, singurul jucător român pe care îl știu, care are numele de Ronaldo. S-ar putea să mai fie, dar să nu-i cunosc eu. Ronaldo Deaconu, fotbalist fost la Gazmetan Media și în acest moment joacă în Polonia și aruncări decent de 67 overall. Oricum, ambii mijlocași centrali ai noștri sunt slabi în FIFA. Ronaldo Deaconu sunt sigur că este un fotbalist foarte bun în viața reală și poate, cine știe, o să apuc să filmez ceva cu el, mergem în Polonia, facem o nebunie, probabil că nu, dar băgați și voi acolo un like, că poate se întâmplă. Și continuăm cu celălalt mijlocaș central al echipei, Ronaldo Vieira, un fotbalist portughez. Din nou ne întoarcem la portughezi și la brazilieni, cam astea sunt singurele naționalități care să ne mai rămână în echipa asta. Vieira joacă la Sampdoria în Liga a doua din Italia. Este un card destul de ok acesta lui, bine pe acolo all around, dar overall-ul e foarte mic, doar 71, 25 de ani, a fost în Anglia, pe la Fulham, dacă țin eu minte bine, și nu pare vreun fotbalist cu prea mare potențial, deși are un nume care are valoare în fotbal. Și continuăm cu Ronaldo Cabrais, un fotbalist care, sincer, nu cred că există în viața reală. Este un fotbalist pe care l-am găsit la Corinthians. Când făceam acest videoclip pe FIFA am căutat Ronaldo și mi-a apărut și acest băiat. Nu știu sincer dacă este real, probabil se crea de joc, dar avem o rezervă, avem două rezerve pe care le putem folosi și anume Ronaldo TBD, un fotbalist care joacă în Olanda, dacă țin eu bine minte, Nick Nijmegen, Ronaldo Tavares, iarăși doi fotbaliști care poartă numele de Ronaldo, dar sunt foarte slabi.
Și în acest moment vom intra la Liga Băieților, unde cred eu că avem cei trei jucători și din thumbnail. Și începem, bineînțeles, cu Ronaldinho, care este în buletinul său, scrie numele de Ronaldo, adică nu scrie Ronaldinho. Ronaldinho mai mult o poreclă, deja toată lumea îl cunoaște, magicianul, unul dintre cei mai buni jucători din istoria fotbalului. A jucat la Barcelona, a jucat la AC Milan, nu contează, putea să joace și la Dunații Copăceni. Talentul său a depășit orice alt nivel văzut vreodată în fotbal. Nu o să se mai nască vreun fotbalist ca Ronaldinho. Schemele alea pe care le făcea Neymar putea să se asemene lui, dar Neymar nu cred că s-a ridicat la nivelul lui Ronaldinho. Poate că sunt doar eu nostalgic, dar nu l-am considerat niciodată pe Neymar la nivelul din sosului. Și ni se alătură acestei echipe și este al doilea cel mai bun jucător al acestei formații și un jucător pe care ne vom baza enorm de mult, ținând cont ce jucători slabi avem pe alte poziții. Și acum intrăm în duo-ul din atac, duo-ul dinamic, să-l spun, să-l numim așa, și începem prima oară cu Ronaldo Nazario. Ronaldo il fenomeno brazilianul de 94 overall, cel mai bun jucător al echipei după rating. Nu cred că este cel mai bun jucător din această echipă, ținând cont de valoarea per total al jucătorilor, pentru că mai e, bineînțeles, acolo un Ronaldo pe care cu toții știm, dar e Ronaldo, n-ai ce să-i zici. Eu sincer, bineînțeles că n-am avut cum să-l văd, dar nu l-aș pune la același nivel cu ultimul Ronaldo rămas din cauza accidentărilor pe care le-a avut, dar cine l-a văzut pe Ronaldo știe că era un animal, adică un adevărat fenomen. Și terminăm, bineînțeles, cu Cristiano Ronaldo, The GOAT, alături de Lionel Messi. Eu nu vreau să zic că unul e mai bun decât celălalt, îi pun pe amândoi la același nivel și de aceea suntem și la Al Nassr, pentru că este echipa lui Cristiano Ronaldo, probabil fotbalistul care îți vine în minte atunci când te gândești la Ronaldo, cel puțin pentru generația mea. Poate dacă ai 40 de ani, probabil îți vine Ronaldo Nazario primul minte, dar mie îmi vine Ronaldo, Cristiano Ronaldo, nu mai ai ce să mai zici de el, Real Madrid, Manchester, Juventus și acum la Al Nassr, cred că am zis Al Hilal Adineauri, el este regele lor și uitați-vă, asta este echipa, băieți, o echipă destul de ok. O să băgăm această echipă în Premier League și în Champions League, cum v-am obișnuit până acum, și sper eu să ne descurcăm. Avem pe bancă rezerve foarte slabe, adică acesta va rămâne primul 11. Chiar sper să, nu știu, măcar un top 5 în Premier League, ținând cont că l-avem pe Ronaldo și pe Ronaldinho și avem și în defensivă vreo 3 fotbaliști buni. Acum rămâne de văzut, mergem să simulăm sezonul nostru în Champions League și în Premier League. Și voi, nu uitați, like, share, subscribe, băieți, să încercăm și la acest clip peste 300 de like-uri, zic eu că merită acest episod și mai ales dacă vă place Ronaldo, like acolo, că altfel iese război. Haideți să simulăm acest sezon cu Ronaldzi în FC24. Așa, băieți, s-a terminat și sezonul Ronaldzilor în Premier League și în Champions League și haideți să vedem ce s-a întâmplat. Deci am oprit aici, avem un meci cu Chelsea. Da, poate să-l jucăm meciul ăsta așa la Caterinca și da, vedem în campionat jale, locul 9. Eu am zis măcar top 5, ca să ajungem în top 5 ne mai trebuiau 7 puncte, da, 69 de puncte a avut Aston Villa, noi doar 62. Da, nasol, în Emirates FA Cup am pierdut, unde am pierdut? Am pierdut în, nu știu, numai runda a patra, da, 5-2 cu Spurs. În Carabao 3-2 cu Leicester City, ok, și în Champions League finală City cu Lazio, iar noi am terminat pe ultimul loc, băi frate, în grupa asta se termină pe ultimul loc, rușine să vă fie, ok, na. What the fuck, FCSB a fost în runda 16. În ce grupă a fost, mă, FCSB, da, trecut în Champions League, ia. Mamă, uite și ce grupă a avut FCSB și a terminat pe primul loc. Și noi am avut grupă mai ușoară decât ei și am terminat pe ultimul. Da, jale, n-a fost un experiment de succes și... Da, vedem golgeter Ronaldinho cu 25 de boabe, 10 asisturi, Ronaldo Nazario 22, 8 asisturi, 11 goluri, 2 asisturi Ronaldo, Ronald Koeman 4 goluri, 4 asisturi. Ia uite ce a crescut Fabio Ronaldo ăsta, 75 overall, e nebun. Na,
Mai avem un ultim meci înainte de final, băieți. Ce poate să ne mai aducă acest meci? Teoretic am putea să intrăm în top 6 dacă o batem pe Chelsea. Așa că hai să jucăm acest meci la Caterinca. Top 6 ar fi Caterinca, așa să terminăm în top 6. Mai zic top 6 de 5 ori, nu mai contează. Hai să-i dăm măcar așa să vedem ce se întâmplă. Oricum voiam să joc cu Ronaldinho, de-aia vreau să joc. Fabio Ronaldo. Merg pentru Ronaldinho. Mai departe cu Ronaldo. Pentru Ronaldo de acolo, Ronaldinho. Ronaldinho, încă el. Pentru Ronaldo Nazario, mamă. Ronaldo Araujo, pentru Ronaldo Nazario, mai departe cu Ronaldo Cabraiș. Ronaldo Cabraiș, pasează cu Ronaldo Nazario, Nazario, Ronaldo de fapt. Gol pentru Chelsea. Da, băieți, n-am mai stat să mai joc. Am mai dat, uite, a dat golul Ronaldo Vieira. Până în final pierdem și, da, terminăm pe locul... De fapt, stai să vedem pe ce loc am terminat. Pe locul 9, ok. Și am observat că ne-a plecat portarul, cred. Da, nu înțeleg. Ia să vedem când a plecat portarul, frate. Transfer history. Ok, Giovanelli a plecat pe 11-a, 12-a. Nu înțeleg cum e posibil asta pentru că avea contract, dar nu mai contează. Ăsta a fost episodul, v-am pupat, ciao, ciao!